dragii mei, de ieri de dimineață, de fapt ieri toată ziua, nu ne-am auzit pentru că am fost destul de nasol trezită, nu m-am trezit foarte bine, am fost obosită, nu m-am înțeles absolut deloc, aveam nevoie doar să stau, am citit, am mai citit din cartea pe care o începusem, m-am jucat pe telefon, am stat cu Carolina. E și ea aici, e trează pentru că mai avem un pic și trebuie să plecăm la doctor pe la 8:20, așa o să încep, ba nu, un pic mai devreme, că până îmbrac, până mai durează. Și la 9 avem programare la Smart, trebuie să mergem la orele. Este frig afară, sunt minus 3-4 grade, cam așa îmi spunea Nicu că va fi astăzi. Este foarte frig afară. Eu sunt gata, m-am trezit cu forțe noi, veselă, nu ca ieri. Ieri chiar nu m-am trezit foarte bine. De aceea acest vlog îl încep astăzi și îl voi posta mâine seară. Vreau să vă mai dau așa un update, ce s-a mai întâmplat. Ieri ne-au venit ușile pe la 10. Nu, pe la 10:30 s-a dus Nicu, a venit tatăl lui cu niște băieți și au adus ușile și duminică, săptămâna aceasta, le vor pune. Eu, ceea ce nu mi-am dat seama și știam, doar că nu mi-am dat seama, este că după ce se pune ușa, trebuie să aștepți 24 de ore ca să se lipească ce trebuie acolo pentru ușă, ce se lipește acolo. Deci nu pot să dau cu lavabil imediat după ce punem ușa, pentru că eu așa îmi doream. Cred că de săptămâna viitoare voi începe cu lavabilul, fix când vor pune alte uși, eu voi da cu lavabil în bucătărie. Astăzi trebuie să sun și la cei cu mobila de bucătărie să văd ce se întâmplă. Să văd dacă va mai ajunge, pentru că dacă nu reușesc nimic cu ei, dau comandă de altă mobilă. Deja am căutat, am zis să fie totul ok, să nu stau atunci, în săptămâna următoare sau peste două săptămâni, să mi se spună că nu veți mai primi comanda și să stau să căpiez. Așa că am căutat o altă mobilă, am găsit încă una, dar întâi să văd ce rezolv cu aceștia. Mi-am prins și eu niște clămuțe pe care le-am cumpărat data trecută și cred că vi le-am arătat. Cred că da, vi le-am arătat. Îmi plac foarte mult. Am să mai îmi cumpăr. Îmi plac accesoriile foarte mult. Bun, Carolina a păpat și ea, a păpat tot biberonul. V-am zis, aștept să vină ora să o îmbrac, să mă îmbrac și eu. Eu cred că o să mă îmbrac de curând, pentru că am niște colanți și nu știu pe care să iau, așa că trebuie să merg în oglindă să mă uit și vă arăt și vouă. Bun, ne auzim după ce mă îmbrac. Ne revedem din nou, de data aceasta din oglindă. Eu așa m-am gândit să merg niște colanți super drăguți, plusică, cu clămuțele și imediat vă arăt cu ce o să mă îmbrac. Cam așa m-am gândit eu să merg astăzi și cred că am să-mi iau geanta de la Guess, dar este prea micuță sau... Nu, cred că-mi iau rucsacul. Rucsacul îl voi lua pe acela cu zorzoane maronii, pentru că în picioare am ghetuțele și așa voi merge. Ne revedem după. Gata, am ajuns acasă, sunt cu Carolina aici, patul trebuie să-l fac, am toate jucăriile Carolinei în pat. Am fost, nu are nimic Carolina, nu are absolut nimic, doar că a simțit doctora niște mucișori un pic mai grosuți înăuntru și mi-a dat Collar Gold. Trebuie să-i aplic
uite, nu scrie aici, este pe rețeta. Stați un pic să iau rețeta, o am aici cu mine și rețeta. Deci, trebuie să-i aplic colargolul, o picătură în fiecare nară, de 3 ori pe zi, timp de 7 zile. Și apă de mare, 2-3 picături, de 3 ori pe zi. Apă de mare nu am mai luat pentru că am unul, o sticluță. Și mi-a dat doamna de la farmacie și o pipetă. Bine că mi-a dat, m-a întrebat dacă am, nu aveam. Așa arată pipeta și aici am colargolul. Trebuie să-i aplic acestea. Iar peste o săptămână vom merge la control. Mi-a făcut programare pe data de 6 la ora 11 de această dată. Mult mai bine pentru că este mult mai călduț afară. Acum au fost minus 4 grade când am ieșit eu cu Carolina afară. Și vreau să vă arăt ce am mai cumpărat. Am mai cumpărat niște ceai. M-am uitat pe acolo, pe la farmacie, până s-a dus doamna farmacistă să ia ce aveam eu nevoie. Și m-am uitat pe la ceaiuri și am găsit acești ceai, Carolina trage de mine, ceai cu caise și mango. Chiar vreau să-l încerc, pe acesta nu-l aveam și am zis să-l iau ca să-l încerc. Sper să fie bun. Bun, mă apuc și eu să-i dau Carolinei să pape. Mă apuc și eu să fac un pic de treabă pe aici, cred că vă iau cu mine. Vreau să schimb păturile de pe pat. Vedem apoi ce mai facem. Caro, unde te bagi? Ia uitați, încă nu i-a trecut Carolinei mele vânătaia, s-a făcut gălbuie. Nu v-am zis. Când a luat-o doamna doctor în brațe, a început să urle, mititica mea, a început să urle și a tras un urlet. Până n-am luat-o în brațe, n-a tăcut. Cred că s-a speriat, ea de obicei stă la toată lumea, dar cred că s-a speriat unde avea masca la față, unde era îmbrăcată în albastru, cred că de aceea s-a speriat. Și vreau să vă mai zic un lucru. Carolina, când mă vede cu telefonul în mână, de vreo... Asta e a patra zi când face așa, vine și se bagă în mine. Deci dacă eu pun telefonul așa, ia uitați, așa se bagă în mine. Nu neapărat ca să vadă ea, ci să o țin pe ea acolo, pentru că uneori mai stă și cu fața spre mine și eu am telefonul în față. În spatele ei, de fapt. Cam așa ceva și ea e cu fața spre mine. Nu-mi dau seama, poate este o gelozie, mă gândesc eu, vrea atenție și văd asta din partea ei, vrea multă atenție. Uneori ne atrage atenția plângând, dar plângând fără lacrimi. Un urlet așa și la urmă se uită la noi. Mai trage un urlet, iar se uită la noi și tot așa ca să ne atragă atenția. Deci s-ar putea ca și această gelozie să fie din cauza că vrea atenție și când mă vede cu telefonul în mână, vine imediat. Să nu vă zic, seara când ne punem la somn, ea doarme exact așa. Exact așa, doar că pe mâna cealaltă. Și îmi ia mâna, o prinde de burtica ei, cu ambele mâini și dacă eu încerc să-mi ridic mâna, ea mă ține strâns și o trage spre ea. Atât de mult vrea să doarmă cu mine și mă bucur că am culcat-o lângă mine pentru că... ia uitați-o, iar s-a băgat. Despre asta vă spuneam, se bagă mereu aici, dar de vreo 4 zile face asta insistent. Înainte nu făcea așa, înainte se juca, n-avea niciun stres, însă acum de 4 zile face așa. Voiam să vă mai zic un lucru, îl începusem, cred, dar nu l-am terminat. Nu mai știu, deci nu mai știu ce am vrut să vă zic. Mă bucur că am adormit-o lângă mine. De ce spun asta? Pentru că pot și eu să mă odihnesc, știți că v-am zis și în vlogurile trecute. Pot și eu să mă odihnesc pentru că pe la 7 luni, când am văzut eu că domnișoara mea, Carolina, voia doar pe picioare, o legănam o oră, dormea.
Dacă o mișcam, nu avea niciun stres, însă când o puneam jos, imediat se trezea și urla și voia din nou legănată și din nou stăteam și stăteam așa până pe la 12 și jumătate, 1, 2 uneori, stăteam doar ca să o legăn. Și am schimbat foaia pentru că mi-era mie greu și am obișnuit-o să doarmă pe brațul meu sau pe burtica mea cu capul și chiar așa doarme. Și mă bucură treaba asta pentru că pot și eu să mă odihnesc, pot să fiu fresh, pot să îmi desfășor zilele cum trebuie. Nu sunt obosită, bine, mai am și eu momentele mele de oboseală cum le-am avut săptămâna trecută, nu, săptămâna asta, cred. La început, nu mai țin minte exact când, dar atunci nu am înțeles din ce cauză am fost obosită pentru că am dormit. Nu pot da seama. Dar mi-a trecut. Acum sunt fresh, vorbim și sunt ok. Merg și eu să-mi fac, dar nu e că o văd pe Carolina adormită, deci dacă o vedeți, este foarte adormită Carolina mea. Mă apuc și eu să-i dau să pape. Are ochișorii roșii. Mă apuc să-i dau să pape și apoi după ce, dacă adorme, vreau să-mi fac un ceai. Chiar dacă n-adorme, vreau să-mi fac un ceai din acela de am cumpărat acum. Sigur va adormi. Haideți, nu mai vorbim. Trecem direct la fapte. Iubești ursulețul? Da? Îl iubești? Da? Cât de mult? Mult, nu? Da, ba da, ba da, ba da, da. Nu, nu-l omoră. Gata, i-am aplicat Carolinei, doar că a fost mai greu cu colar golul. Of, nu pot să-l pronunț. N-am mai filmat partea aia cu colar golul pentru că i-a curs pe aici și a dat cu mâna și l-a întins până pe aici. Abia s-a luat. Dar s-a rezolvat, gata, i-am pus. Pe la 3 așa o să-i pun din nou și apoi seara de tot. O să-i mai pun. Colargolul este de 2 ori parcă pe zi și apa de mare de 3 ori pe zi. Deci, cred că colargolul ori de seară, ori după amiază o să îl aplic. Vedem. Mă uit și eu un pic la schimb de mame și apoi ne apucăm să facem treabă prin cameră. Carolina a dormit, deci nu mă pot apuca să fac curat în dormitor, însă vreau să scot din lada de la canapea, să-mi scot lenjeria pentru pat să fie scoasă și apoi când se trezește ne apucăm de treabă. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me. Paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. Go.
I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that, even if it don't. Am sunat la cei din mobilă și mi-a spus că o să revin luni sau revin ei de luni. Nu au traseul pentru săptămâna viitoare, așa că vedem, poate săptămâna viitoare ne va ajunge și mobila de bucătărie. E tocmai bine pentru că dacă duminică vor pune ușa, eu îmi voi da cu lavabil luni sau marți, vedem când are Nicu liber și tocmai bine vine mobila, o instalăm și aia e. Și ușor, ușor ne mutăm, abia aștept. Deci, trebuie să văd la bucătărie, trebuie să văd ce mai pot strânge, pentru că dacă vine mobila săptămâna viitoare, deja și mut din ele. Mai las câteva aici ca să putem să mâncăm până ne instalăm cu totul acolo. Ce vreau eu să fac acum? Să-i schimb așternuturile Carolinei și să îi luăm jucăriile de după pat. Deci nu vreți să știți câte jucării are acolo. Vă arăt imediat. Deci, cam așa este cu copil. Toate aruncate, toate aici. Aici îi place ei, inclusiv hârtii. Acolo sunt o grămadă aruncate de Carolina, aici o grămadă. Trebuie să iau imediat ceva ca să le pot scoate și pe acelea de acolo. Și văd că este și o hăinuță, da, are și o hăinuță aici aruncată. Le-a aruncat pe toate Carolina mea aici. Imediat rezolvăm. Toate jucăriile acestea și câteva din pat erau aruncate de după pat. Trebuie să le șterg, inclusiv asta trebuie să o spăl pentru că este bună și apoi să-i schimbăm așternuturile. I know what I'm supposed to do. Am luat o cutie micuță ca să-i pun Carolinei jucăriile cele pe care le-am adunat de după pat, pentru că cutia pe care o aveam aici am luat-o pentru că este din plastic, este dură ca lumea și am pus farfuriile în ea, farfuriile când ne vom muta, pentru că este bună de depozitat. Când ne-am mutat aici, la fel, am pus în acea cutie. Așa că aici îi voi pune Carolinei jucăriile până când ne mutăm și vreau să-i cumpăr sertărașe din acelea speciale pentru jucării. Am să vă inserez aici o poză ca să vă dați seama despre ceea ce vorbesc. După ce ne mutăm, oricum, am să dau comandă. When you're crushing all my dreams and you're making me so full. I know what I'm supposed to do. Naked.
know what I'm supposed to do. To do when you're crushing on my dreams and you make me so... Am venit la bucătărie. Am lăsat-o un pic pe Carolina singurică. Se joacă, i-am dat jucăriile pentru că vreau să-mi fac un ceai. Mai am doar de dat cu mătura și cu mopul. Am să dau imediat. Apoi mă pun să-i dau săpape Carolinei, pentru că atunci când v-am zis eu că-i dau săpape, nu prea a mâncat, a adormit imediat. Și, mamă, ce bine miroase și n-a păpat. Așa că vreau să-mi fac un ceai din acesta cu caise și mango. Să vedem cum este. V-am zis, sunt moartă după ceaiuri. Și vreau să iau și din acelea, de sunt un pic mai scumpe, la vreo 20 ceva de lei, 30 de lei. Am găsit eu și am văzut și la Caira ceaiurile acelea. Și chiar vreau să-mi cumpăr și eu. Dar nu mai mă aglomerez acum cu toate, pentru că ne vom muta și îmi va fi greu. O cutie de ceai nu are nimic, dar dacă comand mult mai multe, o să-mi fie mai greu. Sau dacă mai cumpăr mai multe, o să-mi fie mai greu. Așa că după ce ne mutăm, facem tot. Am mai strâns și câteva produse pentru acel videoclip pe care vreau să-l fac cu produse terminate. Dar v-am zis, îl voi face în momentul în care mă stabilesc acolo cu totul, pentru că mai am câteva produse care sunt aproape pe terminate și vreau să le termin până mă mut. Și când mă mut, vom face acel videoclip, vă spun părerea mea despre ele, vă spun dacă mi-au plăcut, dacă nu mi-au plăcut, ce beneficii am avut de pe urma lor. Și nu sunt doar produse de... Mi s-a părut că am auzit-o pe Carolina. Nu sunt produse doar de make-up, sunt și de curățenie, am un produs și de păr, o perie de păr care s-a stricat și vreau să o arunc. Dar vreau să vă zic și de aceea, pentru că nu am fost încântată, nu mi-a plăcut deloc, dar am să vă arăt la momentul acela. Haideți, fac și eu ceaiul, mă pun să termin curățenia și apoi mă pun în pat. Am băut și eu ceaiul, sunt cu Carolina, dar mi s-a făcut fomiță, nu am păpat la 12, pentru că eram aici cu curățenia. Uitați-o, iar s-a băgat aici. Eram cu curățenia și nu am mâncat. Mă duc și eu să văd ce să pap și eu, pentru că chiar îmi este fomiță. Carolina deja a început să arunce din nou jucăriile de după pat. Avem o gaură aici. De fapt, nu se lipește patul de perete. Nu se lipește patul de perete și au loc toate jucăriile. Bine, nu toate, doar cele mărunte au. Sper să nu mai dea cu ele, sper să le lase în pat să se joace cu ele, dar o să mai trag eu patul ca să îi le iau de acolo. Ceaiul este unul super, super bun. Vă recomand să îl încercați, este super bun. Îmi place foarte mult. Opa. Și nu știu ce să fac, aș coborâ cu Carolina un pic afară. Cred că o să cobor, dar întâi vreau să pap un pic și apoi vom coborâ un pic afară, pentru că sunt aproape 12 grade, este călduț, este bine și mai o dau și pe ea afară. Ne auzim după. Bună! Hai, Carosi, bună! Bună! I'm dreaming in dreams bigger than me.
taking my time, giving to me. Paint my life into a masterpiece. Coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who have been to life instead. Bună dimineața, drăguții mei. Am să vă ridic un pic. Sunt la bucătărie, abia m-am trezit, mi-am făcut un pahar cu... Stați un pic. Gata, aveam un pic de apă pe masă. Am un pic de apă pe masă și am șters-o din cauza paharului, de la fundul paharului. Bun, bună dimineața din nou. Abia m-am trezit, mi-am făcut un pahar cu lămâie, cu ghimbir și cu apă și acum vreau să-l beau. Este ora 7. Stați un pic. 8 și 5 minute. M-am trezit cu gândul să fac mâncărică, să gătesc, pentru că la 12 și jumătate trebuie să mergem să luăm banii pe care ni-a trimis tatăl meu. Banii pentru apartament, avansul, și nu știu de ce sunt răgușită foarte puțin, cred că de unde este dimineață. Ne-a mai trimis astăzi restul de avans. Și mergem să-l luăm și apoi am de cumpărat cu Nicu, trebuie să-și cumpere niște pantaloni pentru muncă, eu trebuie să-mi iau stație de călcat, să ne uităm la Flanco pe la prețurile de la frigidere, de la mașini de spălat, de la aragaz, de la cuptor și de la plită, că nu mi-au aragaz. Și să vedem la Flanco, nu cred că, de fapt am să mă uit și la Flanco de stație de călcat. Eu am un fier de călcat, însă nu prea este bun, strică orice. I-am stricat o cămașă a lui Nicu când am avut o nuntă anul trecut, i-am stricat-o călcând-o și de atunci eu am călcat foarte rar cu acel fier de călcat, doar dacă a fost nevoie și materialul era foarte, foarte necălcat, atunci am călcat, dar m-am chinuit să țin hainele cât mai drepte. M-am chinuit să le pun pe spații drepte, ca și ele să se usuce drept, ceea ce am și reușit în mare parte. Și
Mi-a fost teamă să mai încerc acel fier de călcat, pentru că nu voiam să-i stric. Stați un pic că s-a trezit Nicu și m-am dus să-l necăjesc un pic, pentru că ne chinuim să mergem în oraș să-și cumpere haine pentru muncă, pantaloni pentru muncă, de luni, cred că ne chinuim, cred că da, nu, de marți, cred că marți am zis că mergem. Și a fost urât, ba a plouat, ba era la muncă. Și m-am dus să-l necăjesc și să-i zic, măi iubire, cum se întâmplă că atunci când ești la muncă, e senin, e frumos afară, nu plouă. Și când ești acasă, plouă. E frig, ba nu putem să ieșim cu fata, ba nu știu ce, ba nu știu ce. Și râdea și el. Bun, haideți să revenim la ale noastre. Vă ziceam de fierul de călcat și că m-am chinuit să țin hainele cât mai drepte, da, m-am chinuit să le țin cât mai drepte și am și reușit, mai ales cu hainele de muncă ale lui Nicu, pentru că ele sunt cele mai importante, hainele de muncă. Pentru că un tricou, ai să zici că îl mai comanzi, doar că hainele de muncă ale lui Nicu costă foarte mulți bani. Știu asta pentru că am fost și eu cu el la București, la Vipera, cred că se numește. Și am văzut câți bani a dat pe două tricouri, parcă. Și pe niște pantaloni, cred. O grămadă de bani a dat. Nu exagerez, chiar costă foarte mult un tricou. Și le poartă în fiecare zi. Bine, are multe de schimb, doar că să nu se întâmple ceva, are mult mai multe de schimb. Bun. Cam așa cu pățania mea. Deci, cam așa pățania mea cu acel fier de călcat. Abia aștept să scap astăzi de el. O să-mi fie drag dacă aș putea l-aș arunca de aici, de la geamul bucătăriei. Aș da cu el. Dar nu pot să fac asta, dar mi-ar fi fost drag să fac asta, pentru că a fost un chin cu el. Scap de el, îl arunc, abia aștept să-l arunc și mi-au stație de călcat. Bun, ce voiam eu să vă mai zic? Cam atât. Așteptăm să se oprească ploaia. Eu trebuie să gătesc până în ora 11 ca să păpăm până pe la ora 11 și jumătate, ca apoi să ne îmbrăcăm, să o îmbrac pe Carolina, să plecăm. Data trecută au ajuns la ora 12, parcă 12, n-au ajuns la ora 12 și jumătate cei cu pachetele. Cam asta este ceea ce voiam eu să vă zic vouă. Cam atât am avut de zis. Mă duc și eu să îmi pregătesc părul, pentru că este ba ondulat, ba drept. Nici el nu știe cum vrea să fie. Și apoi ne apucăm de mâncărică, scosesem și niște vinete, să fac niște o salată de vinete. Doar că nu are timp să se deschețe, este deja ora 8 și jumătate și nu are timp să se deschețe. Așa că o să mâncăm doar pulpă, Nicu mi-a zis că o vrea prăjită, eu am să mi-o bag la cuptor. Bun, și cred că o să fac, uite, un sos de usturoi. Un sos de usturoi cu castraveciori murat, cu
cu mărar, cu... cu iaurt, că nu mai nimeream, cu iaurt, cu sare, cu tot ce trebuie, cu lămâie. Bun, ne auzim mai târziu. Bună din mașină, sunt cu Carolina. Până la urmă mi-am schimbat rujul, nu știu, nu mă simțeam bine cu acel roșu. Eu roșu nu prea port în general, doar la ocazii. E și Carolina aici. Ea spune bună. Fă cu mânița. Pa, hai fă cu mânița. Pa. Da, n-are chef. A coborât Nicu să facă programare la notar pentru actele, ultimele acte. Și apoi mergem la... cred că vom merge direct la bani. Da, să luăm banii pentru că nu mai avem timp, este aproape 12. Și apoi mergem la cumpărături. Ne auzim mai târziu. O, măricică! Așa că o dansează. Caro. Ajuns la Sigma. Eu n-am mai coborât prea, Nicu să vadă dacă se ștecadă. N-am mai găsit-o pe aceea pe stoc. Așa că o vom cumpăra alta. A venit aici la Sigma să vedem. Bănuții încă n-au ajuns. N-a ajuns domnul ce transportă marfă. Caro, pachete, de fapt. N-a ajuns. Am venit direct la Sigma și apoi vom merge înapoi să vedem când apare. Bună, dragii mei, am ajuns acasă, vreau să vă arăt ce am cumpărat. Vreau să vă spun că, întâi vreau să vă spun așa în mare, am fost la notar, trebuie să aducem toate actele înainte, apoi ne face programare, deci va mai dura și acolo. Și apoi am mers, am luat banii, am cumpărat apă, am mai cumpărat câte ceva, am fost să-și cumpere Nicu pantaloni, dar vreau să vă arăt totul acum, tot ce am cumpărat. Am să încep întâi pentru că acesta este în fața mea. Am luat, dar cutia este în casă, am luat loțiune pentru frecție, pentru că îl doare pe Nicu spatele și pe mine totodată, deci o să mă facă și pe mine Nicu pe spate. Am cumpărat câte ceva din Pepco, însă i-am spus doamnei acelea să nu mai impune, doamnei de la casă, să nu mai impună în pungă pentru că aveam eu. I-am cumpărat Carolinei niște fundițe pe care nu pot să-i le pun. Am încercat să-i le pun, dar nu are păr. Deocamdată.
Sunt super drăguțe, vreau să-i cumpăr o cutie pentru bijuterii și să îi le pun. Am găsit eu ceva ce drăguț pe net. I-am mai luat două perechi de pantaloni, unii pe mov și unii pe roz cu fluturaș mov și verzi. Super drăguț pantalonașii. Așa. Aici avem pantalonii lui Nicu, sunt de stofă. Și mi-am luat eu două perechi de colanți. Pentru că pe ceilalți i-am băgat în mașina de spălat și ce credeți, s-au făcut urâți. Sunt la fel ca aceia, sunt pe negru și am mai găsit o pereche nouă băgată. Aceștia sunt, au niște zorozoane din acestea. Așa, stați un pic să răspund fratelui meu pentru că mi-a dat mesaj și revin. Gata, am revenit. I-am mai cumpărat Carolinei un Nan Octi Pro 2. Pentru că nu-i mai dăm Nan Air, deja se menține bine, merge bine cu acesta. Și acum să vă arăt cumpărăturile din Lidl, însă am sticlele cu apă, nu vi le mai arăt, am luat 5 sticle cu apă. Am luat hârtie igienică, imediat. Am luat niște șervețele de masă. O pungă cu chipsuri, o salată verde, să facem în seara aceasta, cu omletă. Am luat 3 legături de ridichi și am luat cu 4 pere, lui îi plac perele, mie nu-mi plac absolut deloc perele. Și 4 mere. Merele acestea din Lidl ne plac foarte mult, sunt foarte bune. Și piesa de rezistență, stați un pic. Opa, avem aici o stație de călcat. În sfârșit mi-am cumpărat. Am întrerupt filmarea pentru că m-a sunat tatăl meu și am vorbit cu el cam 20 de minute. Și voiam să vă arăt, de fapt v-am arătat, dar nu știu cât am apucat să vă arăt fierul de călcat. Acesta este, exact la fel este, cum arată aici, așa este el. Și o să-l probăm, cred că astăzi, pe seară sau mâine, vedem când îl probăm. Bună, din nou, am dormit, acum m-am trezit. Sunt plină de energie, nu știu ce m-a luat, dar mă luase un somn, Doamne, nu vă imaginați. Eu vreau să vă spun că aici voi încheia vlogul de astăzi, îl voi posta cum îl termin de editat. O să mă apuc și eu să gătesc pentru că este ora 6 și un pic, să fac o mâncare. De fapt voi face niște omletă cu salată verde, cu roșii, cu castraveți, să mâncăm în această seară. Și voiam să fac încheierea acestui vlog. Deci, noi ne auzim de pui mâine, de fapt. Ne vom vede, dar ne vom auzi de mâine. Vă pup, să aveți o seară liniștită și noapte bună! La revedere!